Salutare tuturor și bine am găsit la un nou Q&A. Astăzi vom face un nou Q&A, deci să-i dăm drumul. Prima întrebare vine de la Andrei Munteanu. Întreabă, îți iubești fanii? Da, normal că iubesc. Scrie mai jos, ești cel mai tare boss. It's Blue Gamer întreabă, care este youtuberul tău preferat? Eu n-am un youtuber preferat, dar mă uit la youtuberi, dar n-am unul preferat. Pare de la It's Blue Gamer. Care este jocul tău favorit? Jocul meu favorit este Black Ops 2. O să apară mai mult Black Ops 2 pe canal, deci stați fericiți. Întrebare de la It's Blue Gamer. Câți abonați crezi că vei avea în viitor? Voi avea 1 milion de subscriberi și după aia voi fi foarte fericit, foarte fericit. Doar întrebare de la Teodor. Care este cel mai tare joc care l-ai jucat vreodată? Black Ops 2. Games Forever întreabă, ce telefon ai? Xperia V. V nu știu care. Rășfel întreabă, care este mașina mea preferată? Mitsubishi. Și nu dau mai multe detalii de atât. Gabi Albinet, Satana sau Smenta? Niciuna. Deadly Gaming 333, o să faci o serie de FIFA 16? Nu, n-o să fac, îmi pare rău pentru treaba asta, dar nu sunt cu FIFA. Reigns Ace întreabă, vei juca San Andreas multiplayer? Nu, îmi pare rău, dar chiar n-o să joc San Andreas multiplayer. Lazar Alex întreabă, ce crezi că îți vei deveni când vei fi adult? Răspunsul e simplu, IT. Naum Paiucul întreabă, Snow Gaming, cum te cheamă și câți ani ai? Mă cheamă Mihai și am 14 ani. The King Sky King întreabă, ai prietenă? Nu am. Cosmin întreabă, o să ne pregătești ceva mai special la 10.000 de subs? Sigur că o să vă pregătești ceva mult mai special, mult mai ca lumea. Dar până atunci mai este destul de mult, pentru că văd că ne strângem destul de încet. Dar poate o să ne strângem mai repede și mai mulți. Tijoaca a întrebat, ce m-a determinat să mă apuc de YouTube? Pur și simplu am vrut și eu să încerc, să văd cum e. Iza Vilcu întreabă, de ce sunt băiat? De ce? Nu știu. Mr. Webaston întreabă, cât a costat calculatorul meu? Calculatorul meu a costat cam mult, nici nu mai știu sigur prețul. Bossul Schmecker HD întreabă, te-ai gândit să faci un server de Minecraft? Sincer, m-am gândit să fac chestia asta, pe la 3500 de abonați o să fac chestia asta, deci hai să strângem 3500 de abonați cât mai repede. Cam atât a fost cu acest Q&A, sper că v-a plăcut Q&A-ul. Dacă mai vreți Q&A-uri, lăsați în comentarii, mai vreau Q&A și lăsați niște întrebări, care nu am răspuns deja la ele, și vom mai face un Q&A. Până atunci, nu ezitați să apăsați butonul de like și comment și subscribe și nu știu toate acumurile și ne revedem data viitoare. Baftă lume!